S-a finalizat selecția cadrelor didactice care vor activa în cadrul Centrului Județean de Excelență în anul școlar 2017-2018. Aici copiii cu rezultate deosebite la învățătură își pot desăvârși pregătirea. Competiția a fost deosebit de riguroasă. În urma probelor susținute au fost admiși 51 de profesori. Unii dintre aceștia se vor ocupa de formarea unor noi grupe de studiu. Elevii care vor face parte din aceste grupe provin din clasele gimnaziale la științele exacte, matematică, fizică, biologie, chimie și informatică. Printre unitățile premiante se numără Colegiul Național Carol I din Craiova cu 11 poziții și Colegiul Național Frații Buzești cu 5 poziții, iar la preliceal școlile gimnaziale Gheorghe Țițeica cu 3 profesori și la Scărcat ArciU cu 2 profesori.